Revoluția română începe la Timișoara. Aici se aude pentru prima dată strigătul disperat „Jos Ceaușescu!”. Pe 15 decembrie 1989, un mic protest aparent cu implicații religioase, reunit în jurul pastorului reformat Laszlo Tökes, începe să ia amploare. În prima zi, mulțimea n-a avut un caracter contra regimului, dar când s-a răspândit în oraș că ce se petrece în fața bisericii noastre, mulți au venit conștienți la fața locului și pas cu pas a căpătat mulțimea un caracter de protest împotriva regimului. A doua zi, numărul manifestanților ajunge la aproximativ 400 de persoane, iar implicațiile religioase inițiale dispar. Pe 17 decembrie 1989, într-o încercare disperată de a reprima manifestația, regimul dictatorial începe vărsarea de sânge. Vreau să precizez că după teleconferință, secretarul Ioncoa mi-a spus: „Dușe, am primit ordin de la București, se trage fără discuție.” Morții Timișoarei marchează memoria colectivă ca o dramă necontenită. În zilele următoare, Timișoara arată ca în timp de război. Magazine arse, patrule pe străzi, convorbiri telefonice întrerupte. Demonstranții nu cedează. Noi ceilalți rămânem aici dacă e nevoie 3 luni. Vreau să vă spun că am asumat riscul să murim pentru voi și o să murim dacă e nevoie. Dar fiți la altă dată. Pe 20 decembrie, Timișoara este declarată primul oraș liber. Protestele continuă. Pe 22 decembrie, manifestanții se strâng din ce în ce mai mulți în fața balconului Operei pentru a scanda „Jos Ceaușescu, jos comunismul!”. 22 decembrie 1989 a fost una dintre cele mai frământate zile ale Revoluției Sibiene. Apar ciocniri violente între forțele Ministerului Apărării și cele ale Ministerului de Interne. În această clipă am aflat că la Sibiu se mai trage încă cu tunurile în popor. Facem un ultim apel către acest criminal să întrerupă vărsarea de sânge. A fost de ajuns sângele vărsat de poporul român pentru ultima dată către comandanții armatei. Deșteptați-vă, români, pentru ultima dată! La ordinul comandantului Unității Militare 01512, Aurel Dragomir, începe o adevărată vânătoare de teroriști. Un număr de 4 tineri cu un taxi s-au dus și au prins un major de securitate care a tras, fiind și sibian, a tras în oamenii pașnici care stăteau la coadă să ia la magazinul de pâine și apă minerală. Evenimentele dure de la Sibiu au produs multe victime în rândul civililor. Confuzia și dezastrul dominau Sibiul. Urmările activităților Nicușor, Prințișorul, în continuare la Sibiu sunt lupte. Cei care apără, armata, cetățenii, cer în continuare ajutor. Unitățile în apropiere se îndrepte spre Sibiu să-i ajute. Clujul se alătură Timișoarei. Pe 22 decembrie 1989, Piața Libertății din Cluj s-a umplut de oameni. Revoluționarii au ocupat principalele instituții publice. În zona centrală a Clujului se strâng din ce în ce mai mulți demonstranți. Sau mai puțin tineri, intelectuali și muncitori, femei și bărbați, au decis să acționeze împotriva regimului. Populația, toată lumea trebuie să fie conștientă că noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Noi suntem poporul! Protestele au continuat și zilele următoare. Pe 21 decembrie 1989, brașovenii ies și ei în stradă. În dimineața zilei de 22 decembrie, în fața sediului Comitetului Județean de Partid, se strâng câteva mii de demonstranți. La Brașov, armata a fraternizat cu manifestanții.
majoritatea civililor veniseră în piață chemați să apere revoluția de teroriști.